Maestre Aligică de Marius Ianuș Maestre Aligică, am auzit minciuni? Sau te-or urcat pe stâncă și ți-or fixat cununi? Mă așteptam să-ți deie vreo pită România, dar nu credeam că pita e chiar Academia. Ce ai făcut să o capeți? Cu ce i-ai răsplătit? Că până acum mie nu mi-ai ordonat nimic. Dar iartă-mi întrebarea, primește-o cu bonton. Maestre Aligică, ai omorât vreun om? Cum ai ajuns acolo pe stânca aia, sus? Ai jefuit vreo babă? Te-ai pus rău cu Isus? Am și eu bube multe și am trecutul meu și chiar, la o adică, sunt și destul de rău. Și am și eu prestigiu în lumea literară, că i-am dat peste bot cu câte o melodramă, de câte ori am prins-o desculță și în chiloți și am simțit că în dânsa s-au rușurat cam toți și am dat în ei cu zoaie, i-am mânjit cu magiun, dar, plin de fleșcăraie, tot recunosc că bun. Dinescu e un șmecher, disidenta o tristă, iar alții să se pună cu mine nu există. Și când mai scriu alene câte o stanță șchioapă, sărmanul Eli Wiesel se răsucește în groapă și a ridicat și mâna să cheme la ultraj, doar că pe mâna aia nu are tatuaj și sunt curvarul naibii, viclean și psihopat, de nici nu mai țin minte pe câte le-am pupat. Cu toate astea, însă, pe la Academie, nu pare să se audă prestigiul în curvie. Și mie niciodată nu mi-a ordonat nimică și niciun fel de premiu și nicio sorbonică că tu ești și profesor la școala de agenți și așa se cam explică de ce ai referenți. Dar eu rămân în plebe, cu barbu și nechita și cu arta supremă. Voi rămâneți cu mita. Și o să ne facă, poate, ilustri post-mortem, când doar un ciot de cruce ne va mai fi poem. De această răspătire să aveți parte și voi, pe lumea cealaltă, de vă treziți strigoi. Să vi se dea ca premiu o floare de lumină când voi veți arde în flăcări de sulf și de rugină să vi se pui în ciorbă o perișoară bună, dar să nu-i prindeți gustul în lături și mătrăgună. Și o soprană dulce să vă cânte un vers în plină colcăială de râturi de mistreț. Dar pe fănuș se pare nu l-ați făcut postum că a zis că are două, și bețiv și nebun. Și astea două cică ori cântărit mai greu la poarta Academiei decât siviul meu. În plus, cu securiștii, eu n-am vrut să mă joc și le-am transmis într-una corsar în foc. Chiar la Academie, dacă n-ai în CV și o turnătorie, degeaba vrei să vii. Dar ce mi pasă mie? Eu nu vreau niciun lanț. Din banii României, eu nu vă cer un șfanț. Maestre Aligică, am auzit minciuni sau te-or tăiat în stâncă și ți-or fixat cununi? Și în panteonul nostru febril ca o furnică, vei sta trudind alături de preilistrul Duică. Pe culmile luminii, parafrazând firescul, vei sta lângă savanta Elena Ceaușescu. Și în bronzul țestei tale, săpat de vreun tembel, se va scăpa alene un negru porumbel. Maestre algică, am auzit minciuni? sau la academie turlat de bun